emisiune electorală de promovare. Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii Votează, o emisiune de promovare electorală, de promovare a tuturor candidaților care își doresc să vină în fața dumneavoastră și să vă prezinte proiectele pe care le au pentru a dezvolta comunitatea pe care își doresc să o reprezinte, dacă în data de 9 iunie, zi în care vor avea loc alegerile locale, dar și cele europarlamentare, le veți oferi votul de încredere. Astăzi ne axăm mai mult pe ceea ce se întâmplă în reședința de județ. Vom discuta despre proiectele pe care AUR le are pentru municipiul Deva. Pentru acest lucru i-am invitat astăzi alături de mine pe domnul Gabriel Ionașcu, candidatul Alianței pentru Unirea Românilor pentru funcția de primar al municipiului Deva. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Bună ziua și telespectatorilor noștri! Și doamna Emanuela Didina Maier, candidat AUR pentru funcția de consilier local al municipiului Deva. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, vă mulțumesc frumos! Bine sunt v-am găsit. Ne bucurăm să vă avem alături, să fiți în fața adevenilor pentru a vă cunoaște mai bine, pentru că acest lucru este extrem de important, să voteze fiecare dintre cei care ne urmăresc în cunoștință de cauză. Tocmai de aceea, practic, acesta este și rolul acestor emisiuni, ca dumneavoastră, stimați telespectatori, să cunoașteți candidații cât mai bine și să vedeți unde vă situați până la urmă, pentru că acest lucru este extrem de important. Este anul 2024, un an al schimbării, domnule Ionașcu, putem spune despre acest an ca fiind așa? Cu siguranță, da, este un an al schimbării, așa cum bine a spus dumneavoastră. Cu toate că aceste alegeri vin oarecum într-o formă ciudățică, pentru că noi am spus-o, este incorrect față de electorat ca aceste alegeri, atât cele locale cât și cele europarlamentare, să fie comasate, și am, la vremea respectivă, am și dat raționamentul, atât din punct de vedere juridic, cât și al contextului. Mai mult de atât, avem parte de o campanie atipică, aș putea spune, pentru că, într-adevăr, una este forma de abordare a electoratului atunci când vorbești despre alegeri europarlamentare și alta este abordarea pe care trebuie să o ai față de cetățean în ceea ce privește nevoile fiecăruia dintre cetățenii municipiului Deva. Per ansamblu, noi suntem pregătiți pentru cele două tipuri de alegeri, chiar dacă partenerii noștri politici de pe șichierul politic au crezut că ne prind nepregătiți, iată că nu, noi suntem pregătiți, suntem gata de luptă, cum spunem noi, și pe cale de consecință ne dorim ca această bătălie să fie una a proiectelor, din care efectiv cetățeanul să beneficieze, pentru că până la urmă urmei cetățeanul trebuie să fie câștigător în urma acestui exercițiu electoral. Rând pe rând, în platoul emisiunii noastre ați venit cu echipa de consilieri pe care o propuneți devenilor după data de 9 iunie, așa cum spuneam. Astăzi, doamna Emanuela Didina Maier este alături de noi, așa cum spuneam, și pentru început, poate ar fi bine să ne spuneți mai multe despre dumneavoastră, să le spuneți devenilor mai multe despre dumneavoastră pentru a vă cunoaște. Bună ziua, sunt căsătorită, am 47 de ani, am lucrat în Deva, timp de 14 ani am fost director general al unei fabrici de confecții textile. În momentul de față lucrez ca manager de producție în județul Hunedoara. 3 ani am fost manager de proiect în Franța și am fost deplasat în Italia, deci am, să zicem, o experiență destul de vastă în ceea ce privește partea aceasta managerială, chiar dacă e adevărat a fost pe partea de textile, dar eu zic că se aplică în toate domeniile. Am un băiețel de 9 ani și dorința mea principală și cea mai mare dorință este, de fapt, ca să fiu un exemplu pentru copilul meu, în sensul că el trebuie să înțeleagă și să
să înțeleagă că de fapt noi trebuie să luăm inițiativă, că trebuie să facem ceva dacă ne dorim, că nu este suficient să stăm pe margine și doar să criticăm, și dacă dorim o schimbare, trebuie să ne implicăm direct în schimbarea respectivă. Dacă astăzi sunt aici în fața dumneavoastră, acesta este motivul. Vreau să fiu un exemplu pentru copilul meu, dar în același timp pentru toți devenii, pentru că este necesar să înțelegem că schimbarea trebuie să vină, pentru că doar așa putem să avansăm și putem să facem din Deva un oraș accesibil tuturor din toate punctele de vedere, adică economic, cultural, educațional. Cum simțiți că puteți să contribuiți la această schimbare, la aceste schimbări de care aminteați puțin mai devreme? Prin echipa pe care o avem creată în momentul de față de către domnul Ionașcu, care este liderul nostru, fiecare dintre noi suntem specialiști în anumite domenii, iar diversitatea domeniilor, sigur, diversitatea pregătirii pe care o avem fiecare dintre noi, sigur va ajuta la implementarea unora dintre proiecte care vor duce la dezvoltarea orașului și putem să enumerăm mai multe. Colegul meu de pe partea de fonduri europene, eu pe partea de management, avem colegi care vor fi pe partea de tineret. Deci avem persoane din fiecare domeniu de activitate care ne pot ajuta în viitor, astfel încât să dezvoltăm această zonă. Care sunt prioritățile pe care, să presupunem, în cazul în care devenii vă vor oferi votul de încredere, le veți avea atunci când veți ocupa acest fotoliu de primar? Primul și în primul rând, noi ne vom adresa pe nevoile imediate ale cetățenilor și în acest sens vom veni cu o administrare corectă și coerentă a orașului, tot ceea ce înseamnă gestionarea deceurilor, crearea unui mediu propice și sănătos, curățenia orașului, infrastructură, parcări care sunt reclamate de aproape toți cetățenii la nivelul municipiului Deva și, bineînțeles, etapizat vom trece la proiectele pe termen mediu și implicit la cele pe termen lung, care categoric nu le poți finaliza într-un mandat de 4 ani, pentru că este evident, dacă îți propui să termini cu această gaură neagră numită pierderile de rețea de la APA Prod, asta înseamnă un master plan care va da întreg orașul peste cap, însemnând lucrări, însă rezultatul va fi unul deosebit și se va revedea în prețul final la factură și implicit diminuarea cheltuielilor bugetului fiecărui cetățean al Devei. Astea un buget generos, de altfel, pe care l-are municipiul altfel, Deva. Da. Municipiul Deva, primăria Deva, are bugetul cel mai mare. Are un buget mai mare decât al Consiliului Județean. Pentru ca telespectatorii noștri să știe, cetățenii Devei să știe, e bine de aflat faptul că Deva beneficiază de un buget propriu de 120 de milioane de euro. Din păcate, această sumă, datorită faptului că nu a fost investită așa cum trebuie și s-au făcut lucrări alandala. Un exemplu este cel legat de acest covor asfaltic turnat așa pe repede înainte, un covor asfaltic electoral, aș putea spune, pentru a masca anumite ineficiențe. Urmează ca în perioada următoare să fie distrus din nou, pentru că s-a primit aprobarea executării lucrărilor de reabilitare subterană, aceasta însemnând apă, canal pe centrul Devei, practic pe aceste artere care au fost asfaltate, bani aruncați, dragi deveni, din buzunarele dumneavoastră, doar pentru a-și arăta eficiența actualului edil, și noi ne întrebăm cât vor mai putea suporta cetățenii Devei această risipă a bănuțului public, pentru că nu este inadmisibil. Banii se fac greu, se pun taxe peste taxe, se închid unități de lucru. Mă bucur că am astăzi alături de mine pe colega mea, în care eu am mare încredere în tot ceea ce înseamnă mediul antreprenorial, pentru că provine și a manageriat cu succes anumite întreprinderi pe care le-a condus. Suferim foarte mult la capitolul ăsta, adică nu
progresezi, nu dai înainte deloc. Ce poate face administrația locală exact în acest asta sens? Exact asta vreau să punctez. Suferim și vă spun din experiență proprie, suferim de implicarea administrației locale în viața societăților, în sănătatea, de fapt, financiară a unei societăți. Am fost în situația în care a trebuit să închidem firma în 3 luni de zile și m-am adresat primăriei să mă ajute să găsesc un investitor. Din păcate, singur ajutor al primăriei care a fost să-mi dea niște adrese de e-mail la care eu să scriu și să cer ajutor diferitul ambasade, ceea ce mi s-a părut o lipsă totală de interes, adică nu este normal să știi că să rămân 120 de oameni fără serviciu și să nu faci mai mult decât să pui la dispoziția unei persoane, o necunoscută până la urmă, că eram o societate comercială, niște adrese de e-mail și să nu ajuți cu absolut nimic. Deci, pentru mine, lucrul acesta a fost foarte grav. Ar fi avut pârghiile necesare pentru că este un serviciu, m-am adresat serviciului din cadrul primăriei. Aveți serviciu privatizare exact, în cadrul primăriei. Din cadrul primăriei, căruia am cerut ajutor. Ajutați-mă, puneți-mi la dispoziție firme care ar putea să fie interesate. Nu am putut dar să am lucrul acesta. Dar mai mult de atât, aș dori ca să se înțeleagă acest aspect. Și anume faptul că una e să faci, ca și societate comercială, să faci lobby pentru un asemenea demers și alta e ca o instituție administrativă exact. Care gospodărește urbea respectivă să vină în întâmpinarea acestui demers. Deci este greutatea pe care o dă intervenția administrației locale este mult mai mare decât cea care vine din partea unei societăți comerciale. Până la urma urmei, ăsta este rolul tău ca și administrator. Tu trebuie să... În care foarte mulți se plâng de lipsa exact, de muncă. Colega mea spunea doar se referea strict la numărul de angajați, dar imaginați-vă înmulțiți acea cifră cu 3. Exact. Și vedeți care este impactul economic. Mai mult de atât, zilele trecute aveam niște discuții cu foarte mulți implicați din mediul antreprenorial, din Horeca. Trebuie să avem în vedere faptul că venim după 2 ani de pandemie, 2 ani în care Horeca a fost pusă pe butuci. S-au închis puncte de lucru în neștire, cu nemiluita. Administrația nu a făcut nimic. Mai mult de atât a impus... Ce ar fi putut face? Ce ați fi făcut dumneavoastră dacă ați fi fost în locul în primul și în primul rând, administrației? Aș fi activat împreună cu cei din Horeca la o relansare. Nu este inadmisibil în momentul de față, ai atâtea unități de cazare pe raza UAT Deva și cu toate astea ele sunt nici la 10% ocupate. Asta datorită faptului că nu există o viziune în promovarea acestor locații. Nu este o viziune în ceea ce privește digitalizarea pe acest domeniu al turismului. Avem la îndemână atâtea soluții smart. Putem să facem din Deva un smart city. În speță, în momentul în care ai intrat în Deva, să te întâmpine pe device-ul pe care cu toții îl folosim, începând de la copii, că în ziua de astăzi până și copiii folosesc fel de fel de device-uri, să-ți apară bine ai venit în Deva în toate limbile, bine ai sosit la noi, aceasta este oferta pe care noi ți-o prezentăm, acestea sunt obiectivele pe care le poți vizita, Palatul Magna Curia, care este deschis între orele și orele, dorești zone de agremente, poți duce la, bineînțeles, nu avem ce oferi zone de agremente acum, că nu avem. Pădurea Bejan, care a fost trunchiată și tranșată și împărțită între particulari, deveni în momentul de față nu au o arie protejată, de altfel, Căprioara, unde noi chiar am făcut nenumărate intervenții și am făcut apel la autorități să ne sprijine în vederea identificării dacă acele tăieri de arboret în zonă sunt legale sau ilegale, pentru că până la urmă noi nu suntem specialiști. Noi trebuie să fim consiliați. Noi știm că ele s-au făcut pe lângă tăierile legale, s-au efectuat și tăieri legale. De aceea am și venit cu un coleg de-al nostru. Dar trebuie dovedite toate aceste. Da, bineînțeles. Am și venit cu un coleg de-al nostru, specialist, care este activist de mediu și de mai bine de 15 ani pe această ramură, Tiberiu Boșuțar,
este cunoscut. Dacă dai o scanare pe Google, n-ai cum să nu găsești de el. Și a explicat cu subiect și predicat cum se poate fura, cum se fac toate mizerile astea. Iată că autoritățile TAC-MLC sunt fără reacție. Poate că nu cunosc situația. Nu cunosc, dar mai mult de atât, politicul care a pervertit orice instituție a statului, și acest lucru duce la o incapacitate de operare a instituțiilor respective, pentru că se acționează la comandă, la butoane. Dacă vine o sesizare de la AUR, nu mergeți, lăsați în pace, toată lumea persiflează-ne, nu trebuie. Se resimte această presiune politică și în mediul privat? Sincer, eu n-am avut norocul între ghilimele. Nu, eu nu l-am simțit. L-am simțit doar în momentul în care era campania electorală și atunci era singur moment, odată la 4 ani, când primarul ne vizita și făcea un pic de propagandă. Dar în rest nu l-am simțit din niciun punct de vedere, ceea ce pentru mine este anormal, pentru că noi, cei din mediul privat, este normal, ar trebui să fie normal să ne întâlnim, să avem întâlniri periodice cu primăria, ca primăria să ne cunoască problemele, ca primăria să poată să aibă cunoștință de riscurile pe care orașul le poate avea în viitor dacă ceva se întâmplă, dacă o firmă se închide sau tot felul de activități care ar putea să fie puse în aplicare și să fie susținute, dar cu implicarea primăriei, pentru că primăria trebuie să fie cea care ne strânge la un loc și ne pune la masă ca să găsim soluții împreună. Mie mi se pare că lipsește în momentul de față lucrul acesta. Nu văd implicarea din niciun punct de vedere. Cu atât mai mult că am constatat prin diversele activități pe care le-am făcut, inclusiv o alocare de fonduri europene unor persoane sau unor societăți care după aceea nu sunt consiliate. Nu știu ce să facă, nu știu cum să facă și se trezesc peste 3, 4, 5 luni că închid afacerea. De ce? Pentru că n-au avut o persoană la care să meargă și să-l întrebe cum trebuie să fac, ce ar trebui să fac, cum ar trebui să mă descurc. Eu, în cazul meu, am dat diverse consultanțe din punctul acesta de vedere pe partea de confecție, pentru că pentru ea am fost solicitată, iar oamenii îmi spuneau, eu știu doar să cos, eu nu știu să-mi fac un buget, eu nu știu să-mi fac un preț, nu știu altceva, ajutați-mă. Lucrurile acestea nu sunt normale, pentru că dacă oamenii au accesat niște fonduri, este normal eu să mă interesez ca afacerea respectivă să prospere, să meargă înainte, să existe locuri de muncă, să dezvolte locuri de muncă, nu să o las în plata Domnului și asta este. Există posibilitatea de înființare, poate, unui compartiment care să se ocupe de aceste persoane care își doresc până la urmă să creeze și locuri de muncă aici în oraș. Bineînțeles, stă la îndemâna administrației, în speța primarului și a aparatului primarului, de a înființa un astfel de serviciu care vine în întâmpinarea unei dezvoltări reale și pragmatice a acestei. Poate unii vor spune, bun, pentru asta există și firme specializate care pot... Dar stă la îndemâna ta, pentru că pe tine te interesează ca și primar și gospodar al urbei, pe tine te interesează cum îți dezvolți urbea. Nu o poți dezvolta dacă stai cu mâinile în sân și te uiți cum ea se duce pe topogan la vale. Nu poți dezvolta urbea dacă tu nu ești inițiatorul unor proiecte. Tu nu reușești să pui la îndemână, să începi să creezi. Stă la îndemână administrației să creeze start-up-uri pentru mici întreprinzători. Totodată, odată cu crearea acestor start-up-uri, tu poți să asiguri consilierea acelor startup-uri de așa manieră încât ele să producă și să crească. Dacă, exact cum spunea colega mea aici de față, înainte, dacă tu ai dat bani, ai creat acele startup-uri, însă nu te mai interesează să urmărești. De ce nu te-ar mai interesa? Pentru că, repet, iarăși ne întoarcem. Vorbim despre locuri de muncă, despre o stabilitate economică, despre totuși niște taxe și impozite pe care aceste firme care le plătesc. Categoric. Și implicit banii aia s-ar întoarce înapoi la buget. Și atunci de ce nu ar exista interes? Pentru că nu este corelare. Și dacă și mergând din nou la meteahna aia veche, dacă mie nu mi-a să nimic, eu ce interes am? Eu n-aș vrea să fiu chiar așa de directă, dar eu presupun că
nu sunt interesați pentru că efectiv momentul în care și-au stabilit anumite obiective, obiectivele respective nu au fost mari. Nu s-au gândit că trebuie să existe și o verificare a activității după ce a implementat. Au lăsat totul la voia întâmplării, adică am dat niște bani, ok, suntem fericiți, au înființat firme, dar după aceea nimeni nu mai verifică câte firme dintre cele înființate au rezistat pe piață, cât timp au rezistat pe piață, de ce au rezistat doar atât. Nu se face după aceea o analiză a ceea ce s-a întâmplat și în urma analizei să se ia măsuri și să se implementeze anumite acțiuni, să implementeze anumite acțiuni pentru a corecta și a îmbunătăți ceea ce am făcut, pentru că este normal să, dacă fac pentru prima oară, presupun să nu-l fac perfect, dar trebuie neapărat să-mi urmăresc activitatea, să o analizez, să am indicatori, iar în urma indicatorului respectiv să trag niște concluzii și după aceea să pun în aplicare un plan de măsură pe care în viitor îl urmăresc și tragă concluzii și tot așa îmi îmbunătățesc activitatea. Este adevărat că este o muncă pe termen mediu, nu se întâmplă de pe o zi pe alta, dar îți va aduce și rezultate, pentru că dacă nu lăsăm totul la voia întâmplării, ce se întâmplă, se întâmplă și nu este normal, pentru că nu acesta este rolul administrației. Aș veni cu o întrebare retorică la ceea ce a spus dumneavoastră din Neauri. De ce nu s-a verificat, după ce s-au accesat fondurile alea multe, de care tot se face vorbire și ne batem cu cărămida în piept? Am adus fonduri, am adus bani, am făcut. Bun, și ai pierdut. De ce nu ai verificat etapizat cum s-a făcut implementarea proiectelor respective și tu ai pierdut banii? De ce lași acum municipalitatea și în speță cetățenii Deve și cetățenii Deve sunt datori să cunoască acest lucru? Că tu ai pierdut acei bani și de aici încolo trebuie să continui lucrările pe banii oamenilor și dacă nu le continui ești pus în situația în care să dai toți banii înapoi care s-au cheltuit pe efectuarea acestor lucrări. Nemai discutând de calitatea proastă a lucrării. Primarul are obligația de a verifica modul în primarul care se desfășoară aceste lucrări? Primarul are la îndemână un aparat specializat prin care poate verifica orice. De aceea, oferta pe care eu o fac de venilor este această echipă minunată, de oameni minunați, în care eu am deosebit și am de plină încredere, specialiști, așa cum bine spunea Emma, specialiști fiecare în domeniile lor, specialiști, oameni care au performat de-a lungul carierei în toate domeniile ocupaționale din care provin. Aceasta este echipa, de asemenea oameni ar trebui fiecare primar să se înconjoare pentru a putea să fie un primar vizionar și un primar care poate aduce îmbunătățiri reale în calitatea vieții oamenilor. Numai că, știți dumneavoastră, este o vorbă, funcția schimbă omul. Da, și lupul, părul, și năravul, ba. Până în acel punct, cu siguranță, toți sunt de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră, doar că uneori ajuns și în anumite funcții, percepția se schimbă. Noi nu suntem așa. Și asta am demonstrat-o pe parcursul acestor ani, de când facem opoziție atât în Consiliul Local, cât și la nivel național, prin colegii noștri parlamentari. Și pe această cale le mulțumesc pentru că au fost foarte receptivi, ori de câte ori le-am ridicat la fileu câte o problemă de care noi ne-am poticnit datorită impotenței instituțiilor statului. Pentru că dacă am făcut noi apel la instituțiile statului de a verifica sau, după caz, să dea soluții în anumite situații în care noi am considerat că legalitatea este violată, prin interpelările colegilor noștri parlamentari, prin cabinetele parlamentare ale domnilor lor, autoritățile au început să se miște cumva, pentru că a venit cumva de sus. Că la noi încă nu funcționează treaba. Dacă nu vine de sus, nu se mișcă lucruri. Lasă-i pe ăștia de aici, ați doi consilieri amăriți în Consiliul Local, noi oricum avem un partipriu, PSD-ul cu PNL-ul avem, ne dăm mână cu mână și jucăm hora română și ne ducem proiectele mai departe cum vrem noi. Eu aș vrea să aduc o completare la ceea ce a spus domnul Ionașcu, în sensul că ați spus că ne schimbăm după ce ajungem într-o anumită poziție, s-ar putea să ne schimbăm opinia, părerea. Nu cred. Și vă spun și de ce. Este simplu. Noi, cei care suntem astăzi aici, alături de domnul Ionașcu, suntem mânați sau suntem aici pentru că fiecare dintre noi avem anumite dureri, anumite frustrări,
anumite nemulțumiri, anumite experiențe, toate acestea adunate la un loc ne-au făcut să ne dorim altceva. Iar acest altceva este schimbarea la care noi participăm. Deci este greu să-ți schimbi părerea atâta timp cât în spate ai avut o experiență, de exemplu la mine, 2 ani jumate de navetă România-Italia și să-mi văd copilul doar în weekend. Și asta ce înseamnă? Că eu în momentul de față doresc să mă implic și să fac tot posibil astfel încât alte mame, alți părinți să nu trăiască durerea pe care a avut-o copilul meu când plecam lunea dimineața. Și durerea mea implicită. Sunt lucruri foarte grave de care cei de sus nu se ocupă. Nu poți să-și închipe cât de tare te poate durea o astfel de plecare. Și eu am fost în situația fericită că mă întorceam în fiecare săptămână acasă. Nu vreau să cunosc și să cunosc de fapt durerea acelora care se întorc o dată pe an sau o dată la 2 ani. Deci, și sunt foarte mulți aceia. Și sunt foarte mulți, exact. Sunt foarte mulți. Astfel deci nu-mi poate de schimba părerea. Nimeni nu mi-o poate schimba. Astfel de drame trebuie să înceteze și exact. De aceea, pe cale de consecință, vă îndemn, dragi deveni, să votați AUR pe data de 9 iunie, votați poziția 1 la primar și implicit pe buletinul consilierilor locali, votați poziția 2, acești oameni minunați pe care eu, emisiune de emisiune, îi aduc și îi prezint în fața dumneavoastră. Sunt mândru că am asemenea oameni alături de mine în acest proiect de suflet pe care noi dorim cu sufletul deschis, cu inima curată și deschisă, dorim să-l oferim devenilor și implicit viața noastră a tuturor să se schimbe și categoric astfel de drame să nu se mai întâmple. Care este sau care ar trebui să fie următorul pas pentru DEVA, pentru dezvoltarea acestui municipiu? Să nu uităm, este capitala județului Hunedoara și cred că mulți deveni au așteptări destul de mari. Poate și dintre cei care au rămas aici în DEVA, dar mai ales cei care au plecat, pentru că spuneați puțin mai devreme, aminteați și de cei care au plecat din vari motive în străinătate sau în alte orașe mari în care oportunitățile sunt altele. Noi trebuie să acționăm, după data de 9 iunie, noi trebuie să acționăm pe diferite axe. Una dintre ele este cea de a capta atenția celor care au plecat din urbea noastră să se reîntoarcă. Provocare mare. O provocare foarte mare, într-adevăr, așa cum bine a spus, însă nu neapărat irealizabilă. Dacă cei care au părăsit orașul nostru vor vedea că lucrurile se schimbă în bine, începând de la calitatea vieții, care este un proiect de ansamblu, pentru că atunci când discutăm de calitatea vieții, discutăm de curățenia orașului, de condiții de viață mai bune, care ar trebui să mediu, până la urmă, este o normalitate. Este o normalitate. Însă, a unora. Da. Practic, dacă ar fi să fie un primar doar normal, s-ar raporta doar la nevoile stricte și atât tot. Și el zice, fiecare e cu normalul lui. Da, cu normalul lui. Și domnule, și eu am îndeplinit atribuțiunea din fișa postului. Însă, mergând mai departe, pentru că vă spuneam că trebuie să devenim atractiv pentru cei care au părăsit orașul nostru, implicit aceasta se poate realiza doar prin o anume ofertă. Ce poate însemna această ofertă? O ofertă educațională pentru tineret, pentru că populația în momentul de față, populația din DEVA, este o populație îmbătrânită. Asta e realitatea. Trebuie să suntem tributari acestei situații. Ca să atragem tinerii, avem nevoie de un centru, un hub universitar. Dacă transpunem această situație și anume aducem tinerii înapoi care au plecat în diferite centre universitare, ba mai mult de atât, reușim să-i captăm și pe ceilalți din județele limitrofe să vină aici pentru că au ce face, au ce învăța, nu mai trebuie să fugă la Timișoara sau la Cluj, implicit deja avem resursă tânără, resursă proaspătă. În tandem cu acest lucru, dacă reușim să creăm un parc industrial în care să putem să creăm unități lucrative care să ofere o salarizare pe performanțele pe care acești tineri le deprind în universitățile pe care le vor urma cursurile aici. Un parc industrial care înseamnă și multinaționale, poate? Implicit.
Și acest fapt poate duce la o salarizare corespunzătoare de așa manieră încât să nu mai fi nevoit să alergi, știu eu, prin Italia, prin Germania, prin Franța, să faci bănuți. Deci, în felul ăsta, da, într-adevăr, poți deveni atractiv și poți să speri că îți aduci înapoi oamenii, mai mult de atât, să aduci și pe alții interesați de ceea ce oferi tu ca și municipalitate. Suntem la final de emisiune, așa că o să vă rog pe fiecare în parte să le transmiteți un mesaj devenilor. Doamna Maier, vă rog. Vă așteptăm la vot în data de 9 iunie. Important este să ieșiți din casă, să mergeți la vot. Dumneavoastră decideți cu cine veți vota. Oricum, noi suntem pe poziția numărul 1 la partea de primari și poziția numărul 2 consilier. Este important să aducem schimbarea în Deva, pentru că doar schimbarea va reuși să crească acest oraș. Domnule Ionașcu, vă rog, aveți cuvântul. Dragi deveni, mâna mea simbolizează 5 și asta înseamnă 5 buletine de vot. Votați cu încredere aur pe toate cele 5 buletine de vot pentru a putea aduce prosperitate și pentru a putea ridica standardul dumneavoastră de viață. Vă așteptăm pe data de 9 iunie la vot și nu uitați, dumneavoastră și fiecare dintre dumneavoastră poate decide schimbarea atât în Deva cât și în țară. Doamne ajută și bunul Dumnezeu să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență, mult succes vă mulțumesc. Doresc în continuare. Vă mulțumesc și dumneavoastră, și domnilor, doamnelor, pentru atenție. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!